Pensionarii cu venituri sub 500 de lei, beneficiarii de venit minim garantat, șomerii, persoanele cu handicap și cele peste 60 de ani care nu au niciun venit, vor primi din partea primăriei o plasă cu alimente de bază. Cei care au ridicat ajutoarele astăzi, în prima zi de distribuire, spun că alimentele le sunt de mare ajutor acum în preajma Paștelui. Astea sunt foarte bune. Sunt bune, în general, orice ajutor e bun pentru cei cu venituri mici. Foarte bine ne prind. Ce să facem? Ce ați primit? Două de ulei, două de zahăr, două de făină, unul de orez, unul de omolai. Suntem foarte mulțumiți. Să le dea Dumnezeu sănătate. Ajutoarele astea sunt bune, dar trebuie să fie mai consistente, că nu faci mălai, făină și ulei. Dar însă și sunt bune. Fiecare beneficiar va primi un pachet care conține 2 litri de ulei, 2 kg de făină, 2 kg de zahăr, 1 kg de mălai și 1 kg de orez. Numărul beneficiarilor care vor primi aceste pachete se ridică la 17.545 de persoane. Distribuirea alimentelor se va relua imediat după Paște, pe 14 aprilie, și va continua până sâmbătă, 18 aprilie.